Incident înfiorător la spitalul de urgență Slatina. O infirmieră a ucis o asistentă cu mai multe lovituri de cuțit, apoi s-a sinucis. Anchetatorii au descoperit că cei doi aveau o relație amoroasă și că totul s-a produs din cauza geloziei bărbatului, pe care, de altfel, el și-a mărturisit-o într-un bilet de adio. Biletul a fost găsit acasă la el, iar o copie în buzunarul de la piept. Ceea ce înseamnă că premeditase totul cu ceva timp înainte. Vă avertizez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Asistenta Ramona Cosmescu, de 46 de ani, și infirmierul Gheorghe Ghenea, cu 10 ani mai în vârstă ca ea, lucrau în secția de psihiatrie a Spitalului de Urgență Slatina. Ea din 2002, el din 1994. De un an de zile, cei doi se iubeau, dar nu toată lumea știa despre relația lor amoroasă. Venea pe aici, pe acasă, cu... Nu. Știați de relația? Nu. Dacă vreți să știți că nu prea știam, că el nu prea s-a avântat așa, nu, de când s-a despărțit de soție, are fetele mari cu nepoțele, cu astea, dar n-a venit cu nimeni așa să vină să vedem, că el avea o garsonieră la Slatina, acolo mai mult avea pe maică sa aici, bătrână de 80 de ani. Nu știu decât perfecțiunea într-o chipat. Respectos, manierat, n-a bătut pe nimeni, nu bătea pe nimeni, nu deranja pe nimeni, nu jina pe nimeni, nu era un bețit. În ultima vreme, între cei doi apăruseră scandalurile. El o bănuia că îl înșeală și îi reproșa mereu acest lucru. Cum era relația lor? Ca într-un an de zile cum să fie, decât bine. În ultima vreme s-a stricat, că mai apar alții cu mustăți, cu ciocli, cu nu știu ce, mai simpatici. Părerea mea devine via. Și a căutat ce a căutat, a găsit. Dar grav este că ne-a ucis și pe el. Azi noapte, când amândoi erau de gardă, s-au retras în camera de tratament. Cele două persoane, asistenta și infirmierul, au intrat în respectiva sală de tratament în jurul orei 1, la interval de 20 de minute unul după celălalt. Dumnealui a ieșit de câteva ori. Înțeleg de la personalul de pe tură că s-au închis în interior. Asta s-a constatat atunci când s-a auzit un zgomot și au încercat să pătrundă, iar ușa era blocată. Atunci colegilor au bănuit că ceva rău s-a întâmplat și au sunat la 112 să ceară ajutor. Pompierii au venit, au spart ușa și au găsit pe cei doi morți, plini de sânge. Din mormânt, din iad, de unde dracu ai fi, nu am să-i dau pace. Anchetatorii au descoperit că biletul de adio găsit în buzunarul infirmierului era de fapt o copie a originalului, pe care sora bărbatului l-a găsit la el acasă, ceea ce înseamnă că gestul bărbatului a fost unul premeditat. Ar fi multe de spus, dar simt că mă sufoc și nu pot să-mi duc planul la îndeplinire. Am tot amânat din cauza mamei mele, care o să sufere, dar nu mai puteam trăi. Gheorghe Ghenea susține în bilet că victima sa, Ramona Cosmescu, avea o relație cu un polițist și că cei doi puneau presiune pe el pentru a ucide un medic și o asistentă, adică pe șefa secției de psihiatrie și pe asistenta șefă. Individul a mai scris și că ar fi trebuit să-l omoare și pe polițist. Această jigodie nenorocită mi-a distrus viața. Ea, în cârdășie cu omul în care am avut cea mai mare încredere, ofițer sub acoperire la DNA, m-au umilit în cel mai cumplit mod. Din această cauză am trecut la acest gest. Pentru mine era un calvar să mai trăiesc în halul ăsta. Ajunsesem să fiu urât de toată lumea din cauza lor. Îmi pare tare rău că nu pot să-l omor și pe el. Bărbatul a lăsat și un număr de telefon al presupusului amant al Ramonei Cosmescu, dar și detalii despre cum poate fi găsit. Între cei doi exista o relație pe fondul căreia, poate și din motive de gelozie, el i-a aplicat mai multe lovituri cu un cuțit care au determinat decesul și ulterior s-a sinucis și el. Colegii celor doi sunt cu atât mai șocați de cele întâmplate, cu cât îi știau pe amândoi ca fiind oameni minunați. O persoană bună, deci ne înțelegeam perfect, deci nu era nicio problemă. Și doamna asistentă? La fel. Conducerea spitalului a dispus ca medicii, asistentele și infirmierele care au lucrat azi noapte să primească o zi liberă și să fie consiliați psihologic ca să scape de trauma scenei pe care au fost nevoiți să o vadă.